Care este poziția dumneavoastră despre referendum și mai ales, iată, despre cele două întrebări pe care președintele vrea să le supună la acest referendum? Și eu și colegii mei am avut poziții publice exprimate. Suntem de acord. Am fost de acord și cu temele pe care le-a enunțat prima dată. Suntem de acord și cu aceste întrebări. Nu le analizăm noi din punct de vedere constituțional sau nu. Credeți însă că ar trebui analizate constituțional? Nu, am auzit tot felul de păreri, dar nu e treaba noastră, nu suntem noi specialiști în asta. Numai că aceste două întrebări, unii zic că sunt trei, ca a doua, ce care avea două, de fapt, incluse. Dar, mă rog, să nu ne complicăm foarte mult acum, ele au o aprobare quasi-unanimă în populație și nu răspund unei controverse care ar fi, să zicem, în societate pe această temă, și sunt multe voci care spun că referendumul, de fapt, el este inutil, referendumul în sine, pentru scopul prezentat public, și spuneau, și se pare că cel care a inițiat referendumul a recunoscut în seara asta, că de fapt este un mijloc prin care vrea să se implice în campanie electorală pentru a ajuta partidele care sunt în jurul dumnealui. S-a gândit că așa poate să intre în campanie electorală pentru de fapt alegerile europarlamentare. Nu cred că îl interesează pe Iohannis acele două întrebări. Efectiv nu îl interesează. El are o singură miză, indiferent de mijloace, indiferent de legislație, de Constituție, să se implice, să-și ajute partidele care speră el că îl vor ajuta și pe el în alegerile prezidențiale. Mai mult nu prea am ce să spun despre acest referendum. Într-adevăr, s-a mișcat repede, adică i-au trebuit 2 ani să nască întrebările astea. Aduceți-vă aminte că se fac 2 ani. Altceva n-am ce să spun despre acest referendum. Am o singură temere și o să le spun tuturor colegilor mei, le spun și acum, dacă întâmplător se uită, n-au altceva mai bun de făcut. Și celor care vor merge la vot, că trebuie să fim în primul rând interesați de alegerile europarlamentare, pentru că am vorbit cu mai mulți colegi din țară, care au vorbit la rândul lor cu cetățenii și spuneau, domnule, câte buletine de vot o să fie? A apărut prima dată o informație că o să fie o singură căsuță cu da sau nu pentru ambele două, trei întrebări. Și oamenii spuneau, bun, dar poate-s de acord cu una, cu alta nu. A apărut o altă informație că o să fie un buletin de vot pentru fiecare întrebare, adică 3 buletine de vot. Și oamenii au început să spună, n-aș prea vrea să mă încurc. Eu merg să votez pentru europarlamentare, care mă interesează foarte mult, și n-aș prea vrea să mă încurc cu celelalte buletine de vot. Eu sper ca, mă rog, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul de Interne, să organizeze foarte bine, pentru ca toți românii care vin la vot să aibă posibilitatea să poată, și condițiile să poată să voteze în bună regulă. Bun. Am înțeles poziția dumneavoastră, nu prea vreau să intrați în controversă cu privire la acest lucru. Spuneți că sunt niște teme general acceptate. Dar nu e controversă. Acceptate. Nici eu nu sunt de acord, n-am fost niciodată de acord să se amnistieze faptele de corupție. Urmărindu-l pe președinte în această seară, domnia sa, în mod evident, încerca să facă o polemică cu dumneavoastră, folosind termeni ca pesediștii și așa mai departe. Acum însă eu am o întrebare, adică am niște întrebări cu privire la modul în care până la urmă se organizează acest referendum, punându-se în discuție totuși niște teme foarte importante. Deci prima întrebare. Sunteți de acord cu interzicerea, acest cuvânt este important, amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Deci se ia un subiect care este, sau sunt două, amnistia și grațierea, ele totuși fiind două chestiuni distincte. Și punem o întrebare dacă ar trebui ca niciodată să nu se amnistieze sau să nu se ofere, de exemplu, o grațiere pentru o persoană care este acuzată de fapte de corupție și a ajuns în închisoare pe treaba asta.
Bun, dar eu pun întrebarea următoare. Să zicem că lumea va răspunde, nu suntem de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție. Dar întrebarea mea este, da, pentru infracțiuni de omor? Da, pentru infracțiuni de viol? Da, pentru o serie întreagă de alte infracțiuni cu violență? Cu acelea ce facem? Stabilim, să zicem că referendumul va trece, mă îndoiesc, mă refer la pragul acela, să zicem că va trece, și stabilim că niciodată nimeni nu poate să ofere, de exemplu, o grațiere pentru o infracțiune de corupție, în ciuda faptului că, să zicem, e un caz umanitar, este cineva care este grav bolnav, pentru că, vedeți, în momentul în care stabilim așa de principiu niște lucruri pentru următorii ani de zile prin interzicerea unor elemente de felul ăsta, înseamnă că nici măcar un caz dramatic, umanitar, cu o mamă care, cum s-a mai întâmplat? Să zicem că am stabilit că niciodată astfel oameni nu pot să fie grațiați. Dar întrebarea mea este, ce facem, de exemplu, cu faptele de omor? Le interzicem doar grațierea pentru fapte de corupție, pentru omor, pentru viol, pentru lucruri de felul ăsta? E o întrebare corectă, exhaustivă, sau este totuși una politicianistă? Domnul Gâdea, este o manipulare. Eu nu spun cu patimă, doar eu analiză, eu n-am niciun fel de dubiu. Aceste două întrebări, ideea referendumului, care cuprinde aceste două sau trei întrebări câte sunt, n-au legătură cu o dezbatere serioasă în societate despre ce ai putea să interzici ca amnistie și grațiere. Cum a spus dumneavoastră, fapte deosebit de grave, omoruri, crime multiple, viol, pedofilie, adică ceva monstruos, pentru că, din păcate, există asemenea fapte. Din păcate, există și în România. Dar ei n-au avut nici în 2016, nu au nici acum, nu o să aibă nici la următoarele alegeri vreun proiect pentru români, pentru viața lor, pentru dezvoltarea țării. Ei spun doar atât. Lăsați-vă manipulați, că nu contează alea, nu contează lucrurile alea. Puteți să rămâneți săraci. Dar hai să vă dăm noi o temă la care să vă gândiți. Și toate frustrările pe care le aveți, toate supărările pe care le aveți, sunt din această cauză. De ce? Pentru că vă spunem noi. Haideți să discutăm despre asta, să nu discutăm despre faptul că noi, adică el și slugile lui, stăm cu capul plecat în fața străinilor. Hai să nu mai discutăm despre faptul că eu, Iohannis, 4 ani și jumătate, n-am făcut nimic. Adică un mare nimic. Să nu mai discutăm despre faptul că în toate perioadele în care ăștia care mă susțin pe mine au pus România în pământ. Hai să discutăm despre ceva care trebuie să fie pentru voi cea mai importantă problemă. Și anume justiția, penali, tot bagajul de cuvinte folosite în acest proiect de manipulare care a început de ceva ani. Pentru că întrebarea noastră, mie mi se pare cea mai importantă întrebare. Și vă felicit pentru asta. Asta este întrebarea fundamentală. Astea sunt cele mai grave? Sau numai astea sunt grave? De ce n-a făcut o listă? Omor, viol, pedofilie, altele, terorism, da? De ce nu a pus și alte întrebări? De ce n-a pus întrebarea despre să pot grația abuzurile din justiție? Adică, să spun, ceva legat de oamenii sau cu gândul la oamenii care au fost distruși. Nu am alt răspuns la întrebarea dumneavoastră. Este așa, cred că este răspunsul corect. Cred. Nu știu dacă este complet. Dar revin și spun că asta este, de fapt, cea mai importantă întrebare. Care, dumneavoastră, a zis cap în această întrebare, cortina, și au rămas cu egoluți, cu adevărul crud, pe care ei tot vor să-l acopere.